Doamnelor și domnilor, bun găsit! Despre rock se spune fie că este muzica sufletelor vândute, fie o expresie a libertății. Este adesea asociat consumului de droguri sau de alcool și nu de puține ori a fost catalogat drept muzica diavolului din cauza mesajelor subliminale transmise prin versurile pieselor. Să fii rocker nu înseamnă doar a asculta un anumit gen muzical. Nu ține nici de credința în Dumnezeu sau absența ei, așa cum ura și ipocrizia din lume nu se nasc pe ritm de tobe sau chitară bas. Unele dintre cele mai profunde și frumoase versuri sunt scrise pe muzică rock, iar ideile au o diversitate impresionantă. Rockul ne-a condus și către invitatul nostru din această seară. L-am întâlnit în Catedrala Eroilor din Hunedoara, curioși fiind să aflăm ce legătură există între trupa rock, din care făcea parte în urmă cu aproape 3 decenii, și jugul cel bun și povara cea ușoară ale lui Hristos pe care le poartă pe umerii săi acoperiți de reverendă. La începutul anilor 90, părintele Radu Trifon a fost membru în 2 trupe de rock progresiv. Compunea și cânta despre dragoste și despre pace, iar singurul gând pe care voia să îl transmită tinerilor se referea la prezența iubitoare a lui Dumnezeu în lume. Când scena nu i-a mai putut odihni sufletul, și-a câștigat pâinea ca inginer. Astăzi este consilier al sectorului învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Devei și Hunedoarei, tata a 5 copii și iubitor al melodiilor de calitate. Îl cunoaștem împreună în minutele următoare. Următoarea piesă poartă numele grupului, se numește simplu Bethlehem. În Bethlehem, acum 2000 de ani, când lumea era tot într-o situație asemănătoare cu cea de acum, de sfârșitul ăsta de secol, a apărut cineva care a schimbat complet mentalitatea. A fost odată un oraș ce-a născut lumina alba iubirii, și hoți și regii s-au închinat și-au urmat cu ea calea mântuirii. O muzică cu mesaj spiritual care se apropie pe tineri. În primul rând se apropie unii de alții și în al doilea rând se apropie și de Dumnezeu. Aducem de toate și pentru toate. Pe scenă era mai ușor? Da, pentru că nu aveam aceeași interacțiune cu publicul. Eu cântam, ei aplaudau. Bună seara, Hunedoara! Betleemul i-a hrănit întreaga tinerețe frământată de întrebări și i-a luminat discret viața. Fost star rock, Radu Trifon a cunoscut de vreme succesul, fiind solist într-o formație care avea toate șansele să urce pe culmile celebrității. Încă era prieten cu scena atunci când și-a descoperit vocația pentru preoție. Mai târziu și-a schimbat doar modul de interpretare, mesajul a rămas același. Părintele Radu are 51 de ani. A fost 20 de ani inginer, apoi o scurtă perioadă asistent universitar. De 12 ani slujește ca preot și de 7 este și consilier pe probleme de învățământ și tineret la Episcopia Devei și Hunedoarei. Convertirea a constat în faptul că am înțeles la un moment dat cu ce se mănâncă viața și care-i scopul ei. Și că fără Dumnezeu nu prea am ce face. Cu ce ați crezut că se mănâncă viața? Celebritate, faimă, notorietate, cultură, artă. Și care a fost momentul în care ați înțeles? Primeam foarte multe scrisori pe vremea când eram cântăreț, pentru că atunci nu existau electronicele și aveam Fanbox, două reviste de muzică din România, și acolo primeam scrisori. Iar cele mai multe scrisori nu erau despre ce frumos cântați și vreau și eu album, ci erau despre m-a părăsit iubitul, soțul vrea să divorțăm. Și mi-am dat seama că datorită textelor pe care le scriam și muzicii pe care o cântam, lumea percepea de fapt un om spiritual și eu nu eram deloc. Încercam să fiu, dar nu eram un om spiritual, cu mai puțin duhovnicesc. Nu știam ce să vorbesc. Și mi-am dat seama că problemele sunt altele cu care se confruntă lumea. Și ați făcut teologia. Dar ați făcut teologia cu gândul să vă preoțiți sau doar să înțelegeți? Muream, ca să zic așa, între ghilimele. Eram inginer la Rom Telecom.
în serviciu de proiectări și mintea mea nu era setată pentru așa ceva. Deși eu am terminat electronică și telecomunicații, mă rog, dus cu valul înainte de Revoluție, tot timpul am vrut să fac altceva. După Revoluție am zis, gata, dau la conservator, că muzica e pasiunea vieții mele. Până m-am descoperit un pic de filozofie, un pic de psihologie, am zis, hai să le fac. Și un părinte bătrân, cuvios, aș putea spune, mi-a zis, zice, mă, dar la teologie, zice, nu, crezi că le găsești pe toate. Deci pot să spun că prima dată m-am dus din curiozitate și din dorința de a mă pune la punct. Am vrut să renunț. În primul an de teologie am zis, nu-i de mine aici. Deci clar, nu-i de mine. Ce nu vă plăcea? Eu eram mai bătrân cu 10 ani decât colegii mei. Mă așteptam la o atitudine mult mai duhovnicească, mult mai orientată către spiritualitate și am găsit o atitudine suficient de mundană, poate mai mundană decât în prima facultate pe care am făcut-o la Timișoara. Dar nu e o greșeală să punem eticheta asta? Adică toți ne așteptăm când spui teologie, da, la spiritualitate, dar sunt oameni acolo. E adevărat, mi-am dat seama, dar primul an am fost dezamăgit. Adică eu venisem cu, ai, aici o vom rupe, ne rugăm împreună, facem. Nu s-a întâmplat chiar așa. Și am ajuns printr-un concurs de împrejurări la părintele Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei, pentru că una dintre fiicele mele a avut niște probleme de sănătate imediat după ce s-a născut și nu-i dădeau medicii de capăt. Am citit Medicina Isihasta, am ajuns până la părintele și acolo cumva m-am clarificat că nu trebuie să renunț la teologie, pentru că părintele Ghelasie mi-a zis că n-are fata nimic, fata este așa pentru că tu nu ești cum trebuie sau că voi, familia, nu sunteți cum ar trebui. Și mi-am dat niște, mă rog, sfaturi de viață și atunci am spus la sfârșit, zic, uite părinte, am intrat la teologie, nu mă regăsesc foarte tare acolo, aș vrea să renunț. Și a fost prima dată când s-a încruntat, până atunci el era foarte glumeț și era cu bere și cu băi și cu așa, s-a încruntat și zice, dacă tu renunți la teologie, eu îți dau canon să nu renunți. Adică foarte serios, nu te duci și faci teologia. Și zice, pe mine mă mai cauți în momentul în care vii și mi-arăți diploma de absolvire. Așa s-a întâmplat că la o săptămână după ce am terminat teologia, am aflat că a trecut la cele veșnice. A fost un gest care să mă motiveze. Probabil a văzut ceva, nu știu. Am făcut un masterat în consiliere pastorală și psihologică la Alba Iulia. Intenționat m-am dus acolo pentru că am vrut să văd cu ce se mănâncă și un alt fel de abordare a vieții omenești până la urmă. Trebuie să vă spun că au fost 4 oameni care mi-au marcat viața, ca să zic așa. Primul a fost părintele Ghelasie Gheorghe. O singură întâlnire am avut cu sfinția sa, dar a fost determinantă în a nu renunța. Apoi a fost primul meu duhovnic, părintele Vasile Vlad, care este profesor de teologie morală la Arad și care era un tip foarte riguros. El mi-a impus jaloanele. Acum poate că n-aș mai fi așa riguros cum am fost în tinerețe, cu anumite trăiri și cu un anumit mod de abordare a vieții în general. După care am ajuns la părintele Crăciun Opren, este unul dintre discipolii părintelui Arsenie Boca. O spovedan la părintele Crăciun era de genul, el povestea și eu înțelegeam din povești că mi se adresa mie și fără să pun eu întrebări și fără să vin efectiv cu problemele mele. După ce am terminat masterul am zis, poate că n-ar strica să fiu și preot. Nu se arăta, pe vremea aia țineam de episcopia Aradului, erau altele condițiile și renunțasem la idee. Și la un moment dat, când s-a eliberat o parohie aici lângă Hunedoara, am fost sunat de unul dintre consilierii de la Arad și zice, uite, Radu, s-a eliberat o parohie, dacă vrei poți să spui dosarul. După ce am fost pasat de vreo 4-5 ori. Și zic, îmi pare rău, eu nu mai doresc, dar întreb duhovnicul. L-am sunat pe părintele și zice, nu știu ce să spun. El niciodată nu spunea fă sau nu fă, ci spunea, eu-mi ruga și vedem ce se alege. Și a doua zi dimineață m-am trezit cu el la ușă și zice, dăm dosarul că eu mă duc la Arad. El mi-a dus dosarul, el mi l-a pus, dacă este al tău, va fi. A fost. Cum a fost la primele slujbe? Au fost foarte sceptici oamenii. Cum se întâmplă de obicei? Se dusese vestea, vine un preot tânăr, dar problema e că n-a venit un preot chiar tânăr, aveam și eu vreo 40 de ani și s-a uitat un pic așa sceptic, inginer, am auzit că și cântă, a fost rocker, dar i-am luat așa cum trebuie. Adică asta am învățat în primul rând de la părintele Crăciun, să-l iei pe om așa cum este el, nu să încerci tu din start să-i dai niște lecții și să-l pui pe niște căi pe care el refuză să meargă din prima. Ideea ne așteptăm chemarea, sfânta chemare spre înălțim. Părintele Radu este un preot nemaipomenit. Toți credincioșii care vin îl iubesc. Este un om deosebit. Slujba pe care o face și felul cum stă de vorbă cu toți enoriașii
așa îl vedem noi. Face tot ce este posibil ca noi credincioșii toți să înțelegem credința. Ești duhovnicul meu, deci vă dați seama că nu mai cuvinte frumoase am. Are o smerenie și o bunătate. Știți că a avut o formație de muzică în tinerețe? Da. E un plan al lui Dumnezeu, da, eu așa văd. Deci nimic nu e întâmplător. Eu nu văd nimic rău în asta. Este foarte înțelegător și Dumnezeu să ne-l țină mulți ani sănătos. Te ajută, te sfătuiești. Ține predici frumoase? Foarte frumoase. Este evident, marea majoritate a televiziunilor și a site-urilor nu sunt spre lucrarea lui Dumnezeu. Dar de aici și până la trage concluzia că e aiurea să le folosim, e departe. Și cred, sunt convins de fapt, nu cred, că dacă Sfântul Pavel ar fi trăit astăzi, ar fi folosit la maximum toate aceste mijloace. Inventată de om, dar inspirată de Dumnezeu. În timpul Sfintei Liturghii, cât contează muzica? Contează foarte mult, dar am învățat să nu mai fiu atent la strană. Am făcut greșelile astea la începuturi. Eram atent, iar a scrântit-o bătrânul. Prima m-am zis, gata, lasă-mi văd eu de rugăciune și cântă el cum poate. Dacă se cântă frumos, e altfel de rugăciune, într-adevăr. Când muzica te susține, îți vine și să te rogi altfel, sincer. Câteodată, și asta depinde de starea mea, este evident, la momentul prefacerii îmi vine să nu mai zic nimic. Pur și simplu îmi dau seama că acolo vine Hristos, acolo într-adevăr sunt în prezența lui Dumnezeu și vorba apostolului Pavel din apostolul de astăzi, se cuvine să nu mai grăiești lucrurile pe care le înțelegi acolo. Dar n-ai ce face, trebuie să spui formulele și rugăciunile. Faptul că ați făcut muzică înainte, că ați fost rocker, a fost o etichetă care v-a pricinuit, știu eu, anumite neplăceri? Din punctul de vedere al unor preoți, da, am avut destule. Din partea celorlalți a fost dimpotrivă un plus, un bonus. Și aici aveau să ajung la cel de-al patrulea om care mi-a marcat, ca să zic așa, viața, părintele Teofil Părăianu. În anul în care a trecut la cele veșnice, a stat internat la Deva și m-am dus să mă plâng exact de aceste lucruri. Uite. Eu mai fac spectacole, bineînțeles, cu binecuvântarea episcopului, nu de capul meu, dar sunt arătat un pic cu degetul și de ultra-ortodox și de unii dintre preoți și așa mai departe. Ce să fac? Cum să procedez? Eu mă simt acasă aici, dar n-aș vrea să smintesc. Și atunci mi-am spus o poveste din care am înțeles toți. Zice, mă, Radu, eu când m-am călugărit, cum vorbea el, ce nașul meu de călugărie, așa mi-a spus. Mă, tu să nu fii un călugăr tip. Ai înțeles? Nu, n-am înțeles. Zice, asta spun eu ție, ăsta este cuvântul meu pentru tine, să nu fii un preot tip. Zice, sunt destui preot tip, nu vreau să ți se urce la cap, dar tu fii cum ești tu. Cum ai crescut, cum ai ajuns la lucrurile astea, nu încerca să te dai, să te modelezi. Și am înțeles. Cred că au fost oameni trimiși de Dumnezeu ca să puncteze niște lucruri pe care trebuie să le fac și pe care trebuie să nu le mai fac. Un preot tip face seminarul, facultatea de teologie, se căsătorește foarte repede în obederea obținerii unei parohii, are o predică scrisă de la cursurile de omiletică, ca să merg mai în amănunt, are ca obiective, în primul rând, să recondiționeze biserica, să facă niște garduri, să facă ceva în plan material. Este unul care a avut o evoluție previzibilă. Cum am fost eu ca inginer? Am făcut liceu de mate fizică, am făcut ingineria, urma să mă angajez și să fiu inginer de telecomunicații sau, mă rog, informatician toată viața. Eram un inginer tip în cazul ăla. Inginerie, preoție și rock. E un triunghi echilateral? Nu chiar. E isoscel și cu vârful foarte ascuțit, pentru că ingineria are o bază destul de mică. N-a fost niciodată la egalitate cu celelalte. A fost un mijloc de a-mi câștiga existența. Mi-am urât, ca să zic așa, prima profesie. N-am vrut să merg la electronică, am vrut să mă fac aviator, m-au lăsat părinții. I-am înțeles foarte bine după ani de zile, pentru că tata a fost foarte mult timp urmărit de securitate și mi-a spus acum, de câțiva ani doar, zice, bă, nu te-am lăsat să te faci aviator pentru că nu te-ar fi lăsat ei, tu nu plecai din țara asta, nu zburai, tu la electronică. Ei, eu n-am fost niciodată un electronist, nu aveam acel bun simț ingineresc pentru electronică. Îmi mergea mintea și atât. Și rockerii sunt tip. Credeți-mă, nici acolo n-am fost un tip. Un rocker tip
se îmbracă în pantalon de piele, în bocanci, într-o geacă cu lanțuri ruptă, are plete neapărat, are cercel, ascultă anumite tipuri de muzică, frecventează anumite baruri, are un anumit limbaj. Cel puțin asta este eticheta pe care eu am perceput-o. Nici aici n-am vrut să mă încadrez. N-a fost un rocker că mi-a plăcut rock-ul. Mi-a plăcut sonoritățile, mi se păreau că exprimă forță și sensibilitate în același timp. Am fost asistent universitar și eram o apariție foarte ciudată, cu un cercel așa de 5 cm în ureche. După aceea, citind psihologia, mi-am dat seama că erau doar niște moduri în care vreau să mă fac remarcat. Aveam niște probleme de inferioritate, niște complexe de inferioritate, clar. Ați descoperit de unde veneau? Da, din statura mea, din înfățișarea pe care o aveam, din condiția, ca să spun așa, socială din care proveneam. Să vă dau un exemplu. Prin 94, cred, una dintre materiile la care eram preparator se numea tehnici de înregistrare a informației. Am făcut o excursie de studii cu studenții în București, am familiarizat cu studiourile audio din București. Când am ajuns în București, în studioul Yamaha, tocmai se dădea concurs pentru a fi solist vocal într-o trupă din Anglia. Visul oricărui tânăr. M-am înscris instant, au fost vreo 30 și ceva de concurenți și lucrurile au mers așa. Mi s-a dat o temă, niște orchestrații, tu aici compui o linie melodică, compui un text în limba engleză și cânti. La sfârșitul zilei ni s-a anunțat rezultatul. Și mi-au spus cu părerea lor de rău că sunt pe locul 2. Când pici, primul sublinie e cumplit. Dacă ești ultimul, nicio problemă. Dar să știi că mai aveai un pic și e mai dureros puțin. Și am zis, bun, care e motivul? Păi ce motivul este că ești urât? Ești urât și mic și slab. Și nouă ne trebuie frontman. Ce ne place vocea ta? Ai compus cele mai bune versuri. Linia melodică, ok, vocea ne place, repet. Dar zice, ești urât și nu ești bun. De nu se îndrăgostesc fetele de tine, nu vin la autograf. Și m-am uitat așa la arătosul care luase interviul, sau mă rog, așa, avea 1,80 m, păr negru, ochi albaștri. Și acel episod m-a dus la mănăstirea la Frăsinei, în săptămâna mare a acelui an, și m-am spovedit pentru prima dată cu adevărat. Până atunci, cum era spovedania? Nu era, deloc. Mă duseseră bunicii când am fost mic la biserică. Bunicul era un om foarte... a trăit până aproape 100 de ani și avea o rânduială exagerată. Am zice unii astăzi, citea psaltirea o dată pe zi, integral. Și eu acolo învățam, de obicei era liniște, nu era nicio tentație, acolo învățam pentru examenele din prima facultate. Și mi-am dat seama că faptul că m-au dus și m-au obligat, cât am fost mic, du-te la biserică, du-te la biserică, se leagă de ceva. Dar eu, când am scăpat la facultate, de la, mă rog, la liceu practic, n-am mai, intram în biserică, Doamne ajută să iau examenul și cam atât. Deci spovedania n-a mai fost, de prin anii, nu știu, 12 ani, de când am dat de muzică. Când a apărut muzica, practic ce s-a schimbat? S-a schimbat, nu știu, practic am simțit-o ca pe o eliberare. Uite, ai succes, poți să cânti, ești vedetă, nu trebuie să fii neapărat cu Dumnezeu. Astea sunt ale tale, nu sunt de la Dumnezeu. Lumea aceasta, departe va fi, dar spre orice țară vei merge, o stea polară. V-ați dorit scena? Da, foarte mult. Din clasa 7-8. După 30 de ani ați zis că v-ați săturat de scenă. Da, da. Pentru că vine vremea în care, dacă ești sincer cu tine însuți, de fapt eu cred că aici e marea problemă a artiștilor. Dacă ești sincer cu tine, îți dai seama că acolo e o limită. E o limită. N-ai cum să fii tu, cel de acolo, în totalitate. Aveți studii muzicale? Conservator n-am făcut. În timpul facultății am luat ore de canto. Orele astea le țineam la operă. Balerine erau extraordinare, toată ziua am cu ochii după balerine. Dar când am dat de tenorii, bași, am îmbrăcat în izmănuțe, pot să le spun așa, mi-am zis, băi, eu asta nu fac, eu nu ajung aici. Deci eu nu mă văd cântând în izmănuțe pe o scenă. Și am renunțat. Am predat doar la facultate un curs de cultură și civilizație aici în Hunedoara, la inginer. Profesor de religie n-am fost. Am predat câteva ore de religie. Dar v-ar fi plăcut să faceți și asta? Înclin să cred că da. La orele la care am fost, am fost cu chitara. Am atras altfel atenția, sau mă rog, am perceput altfel atenția copiilor. În momentul în care le predai niște șabloane, să știți că nu mai sunt interesați. Nu cred că aș fi fost un profesor bun. În sensul în care îl așteaptă, eu știu, inspectoratul școlar. Credeți că sunteți un preot bun? Mă străduiesc, nu cred. Simt că nu sunt destul de dedicat parohiei. Și asta este un minus al meu. Aș îndrăzni să vă întreb ce canoane dați. Depinde. Omul contemporan e foarte sensibil la canoanele acelea pe care le avem scrise în molitfelnic și încerc să dau canoanele pe care le-am învățat de la Părintele Crăciun, care la rândul lui le-am învățat de la Părintele Arsenie. Și spunea Părintele Arsenie așa:
băi fraților, preoților, să fiți îngăduitori cu necazurile oamenilor și mai ales cu neputințele lor. Acum, dacă văd perseverența în rău, clar, apelăm la canoane. Dar, în general, încerc să-i familiarizez cu o viață duhovnicească, cu o conștiință hristică. De fapt, asta lipsește. Multă lume vine la biserică și are impresia că dacă împlinește postul, ritualul de rugăciune, închinarea, lumânările și așa mai departe, este în regulă. Și în spovedanie ai surpriza să vezi că, de fapt, ei așteaptă o ortodoxie de tip magic. Eu dau, Dumnezeu îmi dă. Și așteptările lor de viață sunt referitoare doar la lumea pământească, la materialitate. E, cu asta mă lovesc și atunci încerc niște canoane care să-l aducă pe om aproape de această conștiință. Încerc să le explic, în general, că tot ceea ce înseamnă rigoarea în Biserica Ortodoxă sunt, de fapt, niște jaloane ca pe autostradă, să nu iei pe arătură. Nu sunt opreliști, ei percep oricum biserica, ca pe o sumă de nu-uri. Nu aia, nu aia, nu aia, nu aia. De ce? Că toate sunt bune. Vă regăsiți în tinerii pe care îi spovediți? Da, și mai ales în cei care vin cu o căutare, adică nu împingi de la spate de părinți. Că sunt și mulți care vin de, ai examen de bac, du-te, spovedește-te, ai nicio treabă. Dar sunt și mulți, și mă bucur că vin din ce în ce mai mulți, mânați de o curiozitate, în primul rând, de o căutare. Vor să înțeleagă ce-i cu Dumnezeu. Cele mai mari păcate ale tinerilor sunt cele trupești. Aici e de lucru. Sunt și dependențele, adicțiile, clar, țigările, alcoolul nu chiar atât, dar drogurile, încep să apară drogurile. Am avut și eu experiența pe care o povestește părintele Necula într-una din cărți, să mă înțeleg cu vreo doi folchiși, cântau pe aici, pe lângă catedrală, la chitare, am zis, bă, voi la biserică veniți? Nu, în biserică. Dar zic, dacă eu vă cânt acum o piesă pe care o vreți voi, am blufat, bineînțeles. Veniți duminică. Păi da. Și norocul meu că mi-a dat o piesă de la holograf, pe care o știam. Le-am cântat, au rămas impresionați și preoții cântă de la holograf. Da, zic, unii mai cântă. Dar ne vedem duminică. Da, ne vedem. Unul avea cercel, altul geaca tăiată. Și într-adevăr au venit și mi-au spus, nu știu, de pe aici, că nu i-am lăsat să intre, că n-aveau ținută. Și mi-a părut enorm de rău. Am zis, bă, nu mai faceți chestii de astea. Dacă au venit, înseamnă că ei caută ceva. Lăsați-mă că știu eu ce am de făcut cu ei. De cântat a cântat încă din clasa 1. Preocuparea pentru muzică s-a concretizat în timpul facultății la Timișoara, odată cu înființarea trupei Profet. Prima dată am luat contact cu scena în clasa 1, la concurs de pian. Era Cântarea României pe vremea aceea. Am făcut 8 ani de pian. Lălăiam prin curte și tata a zis, zice, bă, ăsta are ceva ureche muzicală, hai să-l dăm la un instrument. De mic vă vedeați într-o trupă? Da. Deci eram la pian și studiam pentru examen, de fapt nu prea studiam pentru examene. În schimb, agățam orice piesă de la radio și o cântam. Trupa Bethlehem a apărut în Timișoara. Chitaristul cu care am cântat în trupa Bethlehem a cântat cu mine și în liceu. După care eu am plecat la armată, după aceea la facultate și acolo am avut niște încercări de trupe studențești și la un moment dat ne-am adunat din nou. Și am zis, hai să facem ceva serios, compoziții proprii. Era și efervescența de după Revoluție, 91-92, când se părea că totul e la liber, că nu mai exista numai compact, holograf și iris în țară. Erau festivaluri, puteai să ieși pe radio, să te afirmi. Am zis, gata, e momentul. Pe vremea, trupa se numea Profet. A fost un nume tras la sorți, mie nu mi-a plăcut niciodată, dar l-au tras la sorți băieții. Ei aveau tot felul de figuri în cap, cu heavy metal și nume de astea cu or la sfârșit, Creator, Anihilator și toate minunile care mie nu sunau deloc. Și am zis, bă, hai să facem nici ca mine, nici ca voi, îi zicem Profet. Deși eu tot timpul am cochetat cu Bethlehem, îmi plăcuse ideea de trupă Nazaret. Și am avut tot timpul un feeling față de orașul ăsta, nu știu de ce, și de câte ori am fost în pelerinaj. E frumos Ierusalimul, peste tot, dar Betleemul pentru mine a fost orașul de suflet, ca să zic așa. Și am început să repetăm într-o cameră jumătate, ca dimensiune, din camera asta. Și acolo am compus primele piese. Ei aveau idei fixe, trebuie să fim pe scenă, trebuie să ieșim în concerte. Eu am zis, nu mai e cazul. Zic, acum e momentul radio, televiziune, acolo și după aceea faci concert când deja ai un nume. Când nu știe nimeni cum te cheamă, nu vine nimeni la tine la concert. Și am insistat până am reușit să înregistrăm două piese într-un studio Yamaha la București, la Titi Fleancu. Una dintre piese se numea Lovește primul. Și era un strigăt împotriva nebuniilor din 90. Și am avut surpriza ca piesa asta, Lovește primul, să stea 6 săptămâni pe locul întâi la Fan Radio. Practic, ăla a fost începutul. Doamne,
fel de rock ați abordat cu trupa asta? Trupele mele favorite, Whitesnake, Bon Jovi, Dream Theater, Heart, adică trupele astea ale anilor 80, cu un rock foarte melodios și cu text foarte bun. Un cântec, nu neapărat o piesă muzicală, trebuie să spună ceva, trebuie să spună și printr-o linie melodică, care să-ți rămână în minte, să o poți fredona, și un text pe care să-l ții minte și care să vorbească despre ceva. Așa compuneam de fiecare dată. Ce vreau să spun? Asta vreau să spun. E, atunci cum ar suna bine? Am luptat foarte mult cu sistemul muzical românesc până prin anii 2000. Câteodată textierul n-a nicio treabă cu compozitorul, îi se spunea, faci un text. El făcea textul. Habar n-avea cum o să sună. La fel, compozitorul făcea o muzică, lălăia pe pian ceva, nu știa ce text va pune pe ea. Se asambla și iată o piesă. Ori eu cred că muzica e mai mult decât o asamblare de idei. Trebuie să spună ceva, să urmărească o idee. Și care erau mesajele pe care voiați să le transmiteți? Era la modă problema socială, că de asta a ieșit Lovește primul. Și pe urmă am trecut pe partea spirituală. Vorbeam de dragoste. Dar, cum să vă spun, cred că asta a și fost practic succesul. Erau altfel de dragoste decât se cântă de obicei. Mă explicam pe vremea aceea jurnaliștilor. Când vreau să scriu o piesă de dragoste, vreau ca fiecare să înțeleagă dragostea lui din piesa aia. Adică, dacă o fată e îndrăgostită, ei să-i se vorbească despre cel de care e îndrăgostită. Dacă un om este îndrăgostit de Dumnezeu, să înțeleagă că e vorba de dragostea de Dumnezeu. Și așa au apărut piesele, Bethlehem, Drumul Ascuns, care erau la limit, adică nu vorbeau explicit despre un el și o ea, și nu vorbeau explicit despre eu și Dumnezeu, ci despre dragoste. Și de aici cred că și toată avalanșa de scrisori. Mie mi-era foarte ușor să scriu și să compun. De exemplu, Bethlehem, orașul Bethlehem. Ce aș putea spune eu despre orașul Bethlehem, că a fost piesa care a și dat titlul albumului? Ce să spun, că are ziduri? Nu. Dar ce s-a întâmplat acolo? Acolo s-a întâmplat cel mai important eveniment din istoria umanității. Lumina a venit pe pământ. Lumina de la Bethlehem se adresează mie, se adresează ție, tu poți fi lumina. După ce o iei de la Bethlehem și te încarci de Hristos, la rândul tău vei fi lumină. Și așa încet, încet s-a scris piesa, ca să zic așa. Drumul ascuns. Ce-i drumul ascuns? Cărarea împărăției. Nu puteam să-i spun de atunci cărarea împărăției. E un drum ascuns care nu e la vedere, nu e o poartă mare, nu e o pistă de aterizare de pe otopen, ci e o cărare. La un moment dat se mai ascunde, se mai iasă la lumină. Și bun, cum poți să găsești drumul ăsta ascuns către împărăția lui Dumnezeu? Nu-i spuneam împărăția lui Dumnezeu un text. Păi dragoste este singurul sentiment care îți deschide drumul ăsta. Și așa a apărut piesa Drumul Ascuns. La tobă era fratele meu, Mihai Trifon, la chitară bas Alina Kim, actualmente cântă la Cargo de mulți ani, iar la chitară au fost mai mulți, dar cel mai important este Florin Demi, a zis Crețu, avea un păr ca și Valderrama, care acum cântă cu trupa Pragul de Sus, dar a cântat prin mai multe trupe, inclusiv la concertele acelea mari Mozart Rocks. E timpul să ne cunoaștem. Alina Kim, chitară bas. Mihai Trifon, tobe. Adrian Șaman Tsushimi, chitară. Și subsemnatul Radu. Cântăm împreună? 1, 2, 3 și... Care a fost momentul de vârf al trupei? A fost anul 1995, când am înregistrat albumul. Și, mă rog, lansarea a avut loc în primăvara lui 96 la magazinul Muzica, dar anul de vârf a fost 95, am avut și cele mai multe concerte. Cred că erau 2-3 concerte pe lună. Am avut și șansa să fim trupa de deschidere a celor de la Celelalte Cuvinte. Mi se pare că e cea mai titrată trupă românească, în sensul de a avea versuri foarte profunde și care vorbesc despre viață, în primul rând. De ce nu v-a mai plăcut scena de la un anumit moment? Eram pe cale să semnez pentru al doilea album. Deci albumul nostru a ieșit în 96 la casa de discuri Roton și aveam deja pregătit materialul pentru al doilea album. Deja era mult mai către Dumnezeu, ceea ce n-a prea convenit. Și, sincer, ca să mă mut în București, mi s-au pus, nu în mod explicit, dar cumva implicit niște condiții. Una dintre ele a fost că sunt cam însurat. Un solist vocal însurat la 25 de ani nu vindea foarte bine. Mie îmi plăcea pur și simplu să fiu pe scenă. Ori în momentul în care scena a devenit altceva decât un mod de exprimare artistică sau tindea să devină,
Am zis că nu mai e locul meu acolo. Chitaristul Florin, știu că abia mai răspundea la salut, pentru că ei se legaseră foarte tare și vedeau viitorul. Albumul numărul 2, mutare la București, trăit exclusiv din muzică, adică celebritatea. Și eu deja începusem să cochetez cu teologia și am zis nu. Fiecare solist are amprenta personală. Încearcă să-l înlocuiești pe Minculescu, că nu mai e Iris. Încearcă să-l înlocuiești pe Beatman, că nu mai e holograf. Care piesă dintre cele pe care le-ați compus voi este cea mai dragă? Sau pe care o considerați cea mai bună? Cea mai complexă, dacă pot să spun așa, este o piesă care se numește Privirea ta. Și bineînțeles, fetele se gândeau la privire și eu mă gândeam la vila lui Hristos, care te-a privit odată și clar nu mai poți să uiți. E o parte de muzică progresivă, deci cea mai progresivă, cu schimbări multe de game, cu schimbări multe de ritmuri. Nu este neapărat cea care îmi place cel mai mult. Am o piesă pe care o cânt în continuare, sub o altă formă. Atunci se numea Shanti și a fost piesa de suflet a celor de la lansare. Horia Moculescu a fost pe spate. Păi zice, asta nu-i rock. Păi zic, normal că nu-i rock în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că era foarte mult pian pe piesa respectivă. Shanti înseamnă pace în limba sanscrită. Pe atunci cochetam un pic cu spiritualitatea universală, cu peste tot e Dumnezeu și așa mai departe. Și gândul tău nu va fi în zadar, lângă tine voi veni, de-o fi noapte, de-o fi zi, pace-ți va aduce iar și iar lumina iubirii, fie cu tine. După epoca formației Betleem, părintele Radu a continuat să compună. În fiecare an, de sărbători și nu numai, organizează spectacole cu piese despre dragoste și viață. Am câteva piese, de obicei pentru concertul pe care îl organizez de fiecare dată de Crăciun, pe versurile Maicii Teodosia. Și am încercat, dar nu sunt mulțumit de ce a ieșit, să scriu o piesă mai lungă, pe etape, pe părți. Nu pot să-i zic poem simfonic, că e pur și simplu o piesă mai lungă, referitor la relația omului cu Dumnezeu, dar tot așa, nu niște termeni foarte clar, Hristos, Euharistie și așa mai departe, că aia nu se poate cânta. Aia se trăiește. Ce încerc să fac este o cateheză muzicală, așa îi spun eu. Tot ce am încercat de 7-8 ani încoace, sunt concerte în care mă leg de piese pe care le iau din repertoriul altora, dar care se potrivesc pentru anumite idei. De când sunt preot, niciodată n-am mai cântat pe bani. Ba, mint, am cântat pe bani, am făcut concerte caritabile. Deci toate cele pe care vi le-am spus au avut o componentă caritabilă. Copii orfani, copii aflați în nevoie de, eu știu, operații grele și așa mai departe. Vă place astăzi ceva din muzica românească? Da, foarte mult îmi place. Păi îmi plac cei vechi, în primul rând. Nu pentru că neapărat că m-am obișnuit cu ei, pentru că mi se pare că au ce să spună. Iar dintre cei tineri, nu știu, îmi place Smiley, îmi place că e serios, sincer. Pot să spun că îmi place și Andra. Îmi place foarte mult Elena Gheorghe, de exemplu, foarte mult. Și nu știu, sunt mai multe trupe care îmi plac, nu vin acum în minte. Îmi plac cei de la Desperado, sunt foarte ironici, foarte critici, dar e ce trebuie pentru lumea pe care o trăim. E vreo muzică pe care nu o agreați? Manelismul ăsta, pot să-i spun tâmpit, care se propagă de câțiva ani. Eu am cântat manele, ca să zic așa, în tinerețe, la nuntă. La nunți. Manele adevărate, manele acelea frumoase. Știți ce sunt manelele? Sunt cântecul de luptă al Imperiului Otoman. La Constantinopol, 1453, au venit cu marșul militar. Cu aceste ritmuri, acest tip de muzică are accentul pe timpii 1 și 3, într-o măsură muzicală. Rock-ul, blues-ul are accenții pe timpii 2 și 4.
Psihologic s-a constatat, timpii 1 și 3 stimulându-se beat-ul, produc adrenalină, produc o stare de euforie. Vă dați seama că mergeau să le arunce smoală în cap, trebuiau stimulați cu ceva. Cu manelele, asta era muzica lor militară. Din potrivă, muzica asta, beat, ca să zic așa, stimulează la letargie, la stai, blansam, stai frumos, nu te agita. Ori tot ceea ce înseamnă muzica asta venită din Imperiul Otoman se cântă în tot spațiul balcanic. Sârbii au, bulgarii au, grecii au și noi, odată cu fanarul, au venit la noi. Dar de aici și până la nebuniile care se cântă, la lipsa de morală până la urmă, ce învățăm din manele? Părintele Radu și presbitera Claudia au 5 copii, Petra, Maria, Ioan, Filip și Mihai. Toți au moștenit, într-un fel sau altul, pasiunea pentru muzică a tatălui lor. Cum e viața de familie pentru un preot? Reușiți, atunci când sunt momente tensionate, să puneți în aplicare ceea ce predic. Le predicați altora? Nu prea. Sincer, eu cel puțin nu reușesc. Ești tot timpul în priză, indiferent cine și cu ce problemă vine la tine. Ori, când ajung acasă, am așa o chestie internă sau, mă rog, o așteptare. Aici nu mai vreau probleme. Aici trebuie să fiu relaxat, trebuie să fiu odihnit. Și atunci, normal că primesc mai greu. Trebuie să cumpărăm aia, am nevoie de aia, du-mă acolo, adu-mă dincoace, dăm bani pentru aia. Chestia asta mă exasperează. Trebuie să facem ceva astăzi, eu nu mai am energie să mai fac niște lucruri după ce le-am făcut pe cele de aici. N-aș fi putut previziona sub nicio formă că voi ajunge cândva soția unui părinte. Muzician și compozitor era, deci la asta mă așteptam. Nu mi era un lucru străin, pentru că și tatăl meu a făcut același lucru în tinerețe și mai apoi am crescut cu asta. Poate și ăsta a fost un motiv care ne-a apropiat și m-a făcut să-l pot înțelege pe soțul meu. Era deosebit de ceilalți. Și cumva am găsit în el calitățile tatălui meu. Cum priveați faptul că el este într-o trupă? Foarte deschis, pentru că și tatăl meu avea trupă. Am crescut adunând cabluri, cărând scule, pentru că tatăl meu era cu handicap locomotor. Îl ajutam tot mereu. Petra a venit prima și atunci era în trupă. A fost puțin straniu, pentru că era tată, soț, solist. Cumva îl împărțeam cu fanii. Am dorit să îi dăm la o școală de muzică, neștiind de la început calitățile fiecăruia. S-a dovedit că toți au avut o oarecare înclinație. Unii și-au menținut-o, și-au valorificat-o, și-au perfecționat-o, cum este Ioan. Alții au abandonat-o sau au lăsat-o undeva în umbră, cum e Maria și Petra, deși și ele au cântat și în cor la școala de muzică și cu tatăl lor. Filip e cel mai complex muzician. El cântă la mai multe instrumente, dar pentru mine mereu a fost o bucurie să stau undeva după ușă, să-i ascult cântând. Filip învață în clasa a 10-a la Colegiul Național de Cebal și cântă la tobe de la 10 ani. Eu făceam pian în clasele 1-4 și, repetând, mă jucam cu butoanele și am descoperit tonul acesta de tobe și de atunci am zis că cam asta e ce îmi place mie și ce mi-ar trebui de fapt. Am strâns banii timp de un an pentru primul set de tobe și apoi timp de 2 ani pentru setul acesta de tobe. Oamenii au o reacție foarte wow, de uimire, nu știu, că nu multă lume, cel puțin la tobe, mai ales în Deva, fiind nu un oraș mare, e un oraș mic totuși. Și să cânt la tobe, sunt cam 3-4 toboșari în media de vârsta mea. Îți place celebritatea? Nu știu dacă am ajuns încă la celebritate ca să pot să spun că îmi place. Pe scenă ai cântat? Da, la Casa de Cultură, la teatru, zilele Devei de 2 ori, în centru pe scenă și la baruri, chestii așa. De seară. E un avantaj sau dezavantaj că tata e preot? Eu zic un avantaj. Preoți poate să fie mulți, cred eu, consider eu. Dar, nu știu, eu pe tata îl văd un preot foarte special. Și nu numai din partea asta că muzică și alte chestii, pur și simplu, din abordarea lui față de noi. Premiul de Mister Popularitate 2019, pentru ce l-ai luat? Pentru cânta la tobe și
lumea a urlat și am avut cam cea mai mare susținere, de aia a fost Mister Popularitate. Maria, în vârstă de 23 de ani, nu a urmat calea muzicii de portativ. Pasionată fiind de înțelegerea semenilor, studiază antropologie culturală, adică sunetele istoriei și culturii. Într-o familie de oameni atât de talentați, tu ce talente ai? Să fiu critică, poate și un defect al meseriei sau, nu știu, un atu al meseriei pe care, mă rog, profesiei pe care, și drumului pe care mi l-am ales. Profesional vorbind, dar cred că cu asta e să căi. Și ce-mi place cumva e că frații, cel puțin, vin mereu la mine să discutăm, să le deslușim, să le ofer un sfat și asta mă împlinește, că mă văd așa ei pe mine. Vreau să înțeleg și să, de fapt, să încerc să înțeleg, că probabil niciodată nu o să putem înțelege cu totul, ce se întâmplă în lume. Cum e celălalt de lângă noi și, de fapt, să nu mai vedem ca pe un celălalt departe, ci că e om ca și noi și, până la urmă, putem să găsim puncte comune, poduri. Cred că asta e ceea ce îmi place cel mai mult la ce studiez, faptul că mereu sunt între oameni, că ajung să-i cunosc și că cumva se și ajut prin faptul ăsta, că reușesc să le expun vocea sau problemele sau din contră. Nu mi-ai pomenit nimic de muzică. De muzică? Păi și eu în clasele 1-4 am studiat muzică, am făcut și eu pian. Eu chiar am vrut să continui în gimnaziu cu muzica, am fost cred că singura care am zis eu vreau să continui, dar pe parcurs mi-am dat seama că o să rămână mereu o parte din mine foarte importantă, dar nu e neapărat drumul pe care aș vrea să-l urmez cu totul. Dar cânt la pian, cânt la chitară, mai cânt cu vocea când mă mai iau băieții. Cum a fost pentru tine să crești într-o familie de preot? Nu am crescut cu totul, pentru că tata a fost hirotonit când eram deja în gimnaziu. A fost un impact poate chiar și mai mare intrând în adolescență să fie schimbarea asta în viața mea, doar că, sincer, n-am resimțit-o niciodată ca pe o constrângere sau ca pe o impunere de a fi într-un fel sau nu, din contră, mi se pare că mereu ne-a oferit libertatea, dar cumva încercând să ne țină pe un drum cu Hristos, dar oferindu-ne libertatea să descoperim ce ne place nouă, ce, de fapt, cine suntem noi în toată marea asta. Și ghidându-le așa. Tatăl tău ne-a spus că faptul că este preot ți se datorează într-un fel. Nu știu neapărat cum mă raportez la asta. Adică, clar, o văd ca pe o binecuvântare. Mă bucur că am apărut cumva în viața lor în modul ăsta. Cred că cumva se și răsfrânge asupra mea lucrul ăsta, personal vorbind. Nu știu, în deciziile pe care le iau, în drumul pe care mi l-am ales. Iar ca preot, cum îl vezi? E mereu o emoție acolo pentru mine. Încerc să-l disociez de faptul că, ok, e tatăl meu personal vorbind acolo, ci că e de fapt un slujitor al lui Hristos acolo. Ioana are porecla Bon Jovi, lesne de înțeles de ce. Are 19 ani. În răspunsurile pe care ni le-a dat în timpul interviului, am regăsit în el o parte din tatăl lui, nu doar fizic, cât mai ales sufletește. Și el consideră că muzica trebuie să transmită un mesaj. Am început în 1-4, în generală, cred că prima oară cu corul și în paralel făceam și pian, pentru că așa era profilul și mi-am dat seama că am voce, adică așa mi s-a spus, am fost chemat la cor și de la cor, după ce am terminat 1-4, am zis că aș vrea să cânt ceva și ce-mi place. Rock, muzică ușoară, doar am învățat să cânt și la chitară, îmi plăcea să cânt la focuri de tabără, în excursii. Crezi că popularitatea e bună? Da, cred că este bună în maniera în care trebuie să o tratezi cu responsabilitate. Adică dacă știi că ai o oarecare popularitate, că lumea ține la părerea ta, la imaginea ta, atunci trebuie să o folosești într-un scop constructiv. Eu așa am încercat, adică fiind și băiat de preot, pot să zic că am dus o viață echilibrată și spiritual, dar și în afară. Pentru că participând la multe evenimente, concerte și lucruri de genul, am încercat să transmit tot timpul un mesaj de iubire, de sinceritate, de să promovez niște calități de care lumea în general începe să ducă lipsă. Nu pot să spun că am avut neapărat constrângeri.
constrângerile au venit mai mult la nivelul conștiinței. Părinții nu mi-au impus nimic și asta m-a apreciat foarte mult la ei. Dacă îi rugam, uite, vreau să mă duc la o petrecere, te duci, dar să fii atent, să fii, îmi lăsau loc să-mi dezvolt discernământul și să am vocea conștiinței prezentă tot timpul, care îmi spunea, bă, asta nu-i bine, asta nu trebuie să fac. Nu mi-au impus ei, ci cumva am crescut în spiritul ăsta, a crescut în sufletul meu. Tu te consideri un artist? Nu știu, nu neapărat un artist, poate un amator, dar un mini-artist, aș putea spune. Eu am vrut din totdeauna ca profesie să fiu pilot. Asta mi-am setat cumva și pe asta am mers în continuare. Ăsta îl văd ca fiind drumul meu și încerc să merg pe asta. Iar cu muzica să o fac în paralel, ca un hobby, nu ca... Deși mi-am pus și problema la un moment dat să... Dacă aș putea să fac o meserie din așa ceva, dar... Nu știu cât se mai promovează lucrurile astea și cât contează. Artiștii din România ți se par valoroși? Mi se pare că o mare parte din ei sunt o masă, adică li se dă un anumit tipar și toți se încadrează acolo. Fiind membrii aceleași case de producții, mi se pare că muzica lor e cam la fel, nu vin cu ceva neapărat special. Dar eu o văd și o trec și prin filtrul minții mele. Cred că dacă compui muzică și dacă ți-asumi treaba asta, trebuie să ai cu adevărat ceva de transmis. Nu poți doar să o compui și să arunci cuvinte. Tu cu ce ești din tipar? Cred că cu atitudinea, cu faptul că sunt deschis, sunt destul de sociabil și încerc să fiu transparent, exact așa cum ar trebui să fie lumea în general. Încerc să fiu și eu vertical, așa ar trebui să iasă lumea din tipar, prin sinceritate. Mihai Mezinul descoperă arta pianului, se știe răsfățat de părinți și surori, dar nu se depărtează de principiile celorlalți. Modelul lui, cu siguranță, tata. Am avut diferiți profi de pian, am avut mai întâi o doamnă, iar apoi, din clasa a treia, am făcut cu un domn. Și această melodie mi-a luat în jur de vreo două luni. Sunt la o școală de muzică și... Era și obligatoriu să fac un instrument. Și ai vrea să mai înveți și alte instrumente? Da, chitară. Cum e să crești, Mihai, într-o familie de preot? Bine. Ce părere ai tu de faptul că tata este și preot și cântăreț? Am o părere foarte bună despre el. Adică a putut să facă atât de multe lucruri în 50 de ani. Te simți răsfățat fiind cel mai mic din familie? Un pic. Cine te răsfață? Mai mult mama. Că cu ea stau mai mult pe acasă. O mai ajut la plantat de roșii, la grădina în general. De ce se plânge mama că te joci foarte mult? Pentru că îmi stric ochii. Asta e una și că nu mănânc. De fiecare dată când mă cheamă la masă, bazic încă în 5 minute și peste o oră, de fapt. Tu consideri că ești într-o familie de artiști? Da. Adică dacă și Ioan și Filip și toți cântă la un instrument, da. Care crezi tu că e cel mai bun? Tata. A cântat rock, a avut o trupă în care a fost și unchiul meu. Cunosc aproape pe toată lumea din trupa lui. Știu unde au filmat piesele, adică unele. Ție ce muzică îți place? Mai multe feluri. Când eram mai mic, voiam să fiu militar. Acum, pilot de motociclete, cred. Dacă este job. Dintre materii, ce îți place cel mai mult? Asta e o întrebare foarte multă cu un răspuns. Sport. Nu, glumesc. Îmi place foarte mult istoria. Că la geografie, nu zic că nu-mi place, doar că câteodată mai ui să-mi fac tema, ba, este fix cu o zi înainte de materie și nu mai am timp pe seară. Te mândrești cu tata? Da, sincer, da. Un tată bun. Ce calități are un tată bun? Nu știu, un bărbat în familie, muncitor, tare, săritor. Când are timp liber, merg cu el la plimbare. Vorbim, râdem.
Ce ai vrea să moștenești tu de la tata? Talentul de muzică. Asta aș vrea. Să învăț să cânt mai bine. Fiecare a moștenit ceva și mă bucur că nu sunt la fel. De exemplu, fata cea mare, care este medic în București, am moștenit tenacitatea. Adică dacă mi-am pus în cap să fac teologia cu 4 copii, am făcut-o. Am vrut să-mi înregistrez album, l-am înregistrat. E, ea la fel. Ce și-a pus în cap, asta a făcut și luptă pentru chestia asta. Și-a moștenit pasiunea pentru lectură. Cealaltă fată, care este masterand de la antropologie, a moștenit altceva, zic eu. E foarte analitică. Adică culege informațiile și strântește o concluzie, dar e concluzia care se potrivește. E și foarte critică, că de asta vă spuneam că seamănă poate cel mai bine cu mine. Eu am fost tot timpul foarte critic și am avut pretenții de la cei din jur. Deci am moștenit în chestia asta și în, nu știu, poate în partea științifică, scrie foarte bine. Ioan este foarte bun la suflet. Este, cred că, cel mai bun. De la Părintele Duhovnic avem porecle, sau mă rog, ei. Petra este numită căprioara, că se rănește foarte, foarte repede din orice, din nedreptatea lumii, de interacțiunea cu superiorii, orice, deci se rănește. Maria e numită esență, că e mică, are 1,50 m și un pic, dar e foarte concentrată. Nu vorbește decât rar, dar ce spune, spune bine. Ioan e porechit mielul, tocmai pentru bunătatea asta. El e foarte disponibil să ajute pe toată lumea, e capabil să-și lase toate treburile lui. Și a moștenit partea cu muzica, mă rog, partea cu scena. E foarte carismatic, practic e acasă pe scenă. N-are nicio trag, nicio jenă, poate cânta orice, interacționează bine. Filip e cel mai muzical, deci el a moștenit partea cu muzica. Cântă la tobe, la bas, la pian, la mai multe și e foarte, foarte muzical. Are cea mai bună atenție muzicală și cea mai bună relaționare cu tot ceea ce înseamnă muzica. Am ținut morțiș să facă un instrument, adică pian. Un instrument muzical dezvoltă mai multe lucruri. Coordonarea ochi, mână, creier, un pic de sensibilitate muzicală, de cultură muzicală. Nu am împins lucrurile, am lăsat să vină de la sine. Dacă Dumnezeu a deschis o cale pentru unul dintre ei, cum a fost Ioan, să-și valorifice, să cânte, nu i-am interzis, nu le-am constrâns să învețe doar să nu aibă activități extrașcolare legate de muzică. Filip, la fel, cu mare bucurie, ori de câte ori a fost solicitat să cânte. Chiar spuneam despre o experiență plăcută de anul trecut, au promovat festivalul de jazz cântând în autobuz, de exemplu, prin oraș. Vara, căldură toridă, toți copiii făceau altceva, el cu mare bucurie făcea lucrul acela. Nu i-am constrâns în niciun fel. Sper să fi resimțit și ei același lucru ca și mine. Ce muzică vă place, în afară de cea pe care o auziți în casă? Îmi plăcea și ce cânta tatăl meu. Eu cânta doine și romanțe, dar cu preponderență muzica pe care o cântă copiii mei și soțul meu. E muzica pe care o ascultăm de când ne știm. Vă ajută muzica să trăiți ortodoxia? Da. În primul rând, pentru mine e o relaxare. Deci dacă sunt rupt după o zi sau după o săptămână de ceva, mă pun la pian și cânt o oră. Pe urmă, mi-am făcut o selecție de piese muzicale în care găsesc sau aș putea găsi motive, cârlige pentru oameni. Și vă dau un exemplu. Este o piesă de la Holograf. Dacă eu te iubesc, n-ai să mor niciodată. Dacă tu mă iubești, nimeni nu te va răni. Ăsta e Hristos. Dacă eu spun chestia asta și le-o și exemplific, este Hristos. Este cuvântul lui Hristos către om. Dacă eu te iubesc... Mulți urlă. Rock-ul american a distrus pe noi. Bun, am căutat. Sunt niște piese în trupa americană Dream Theater, care, până la urmă, sunt spovedanie. Aruncă-ți de pe umăr piatra, alungă norul care plouă pe tine și o să-ți dai seama că sunetul care se aude sunt anii pierduți. Într-adevăr, sunt ani pierduți, ducând frustrări, ducând multe în spate. De la Whitesnake am o piesă, Sailing Ships, este extraordinară, este despre mersul în viață, despre cum te poziționezi față de propriul tău destin. Normal, aici trebuie adăugat Hristos, dar până la urmă tu-ți controlezi destinul. Tu, mergând la Dumnezeu, ești controlorul, nu societatea, nu profesia, nu ceilalți. Just begun. Take me with you, take me far away. Lead me to the distant shore. Sailing ships.
povestea muzicală a familiei Trifon sensibilizează orice iubitor al armoniilor. Pentru un reporter, misiunea de a împărtăși delicatețea, naturalețea și entuziasmul dezvăluite în căminul lor se arată o misiune extrem de complicată. Cele 7 suflete frumoase, exact cât intervalele unei game, reușesc să umple golurile oricărui suflet care caută profunzime. Fie că asculți tobele, pianul sau glasurile lor, poveștile mapa mondului sau tainele Evangheliei, fiecare membru al familiei părintelui Trifon își împlinește admirabil rolul într-o splendidă orchestră a iubirii de Dumnezeu și semeni. Dintre toate piesele din repertoriul internațional pe care le știți, care ar fi cea mai potrivită pentru a vă descrie viața? Este tot de la Whitesnake. Hanging on our promises, on the songs of yesterday. And I've made up my mind. I'm wasting no more time. Here I go again. Doamnelor și domnilor, ne luăm la revedere de la dumneavoastră cu mesajul părintelui Radu Trifon, pe care inițial l-a cântat, iar mai târziu l-a propovăduit. Faceți loc iubirii și lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire în fața micilor ecrane sâmbăta viitoare la aceeași oră. Pe curând!